Am revenit în platou, doamnelor și domnilor, pentru ultima parte a emisiunii Raportul de Seară. Alături de mine se află senatorul Gheorghe Flutur, președintele Partidului Național Liberal Suceava. Cum am spus, domnule președinte, Bucovina, un titlu, l-am menționat, a treia, a patra oară, cred acum, Bucovina a atras peste 22.000 de turiști pe perioada sărbătorilor pascale. Imediat după acest anunț, după, știu, efectele acestei acțiuni care s-a derulat pe ce am găsit în presa locală pe o perioadă de 2 săptămâni. De fapt, întregul județ a fost antrenat în organizarea acestor manifestări. Ați avut parte și de chicotel, de răutăți, ca să spun așa. Scrie, știu, un jurnal din București care vă iubește și acum, dacă nu mă înșel. Da. Da? Pedelistul Gheorghe Flutur e, între ghilimele, alergic la ouăle galbene. Erați pedele atunci. Cum ați primit titlul așa? Eu... E adevărat ceva? Adică ați scos din căruță ouăle galbene? Eu, păi stați pentru puțin. Pentru că reacularea Partidului Național Liberal... În primul rând, eu mi-am luat vaccinul. Cum se nasc astfel de... Eu mi-am luat vaccinul de presă, nu e problema. Eu sunt învățat cu asta, dar ele trebuie privite și într-un context, pentru că poate ați probabil să... Glumă, eu, dacă mi-aduc aminte, era o critică la unul din evenimente, o căruță cu care plecam noi pe drumul ouălor încondeiate și erau ouă roșii, bineînțeles. Da. Nu galbene, nu albastre, nu știu... așa. Și sigur că orice ai face, nu placi cuiva în sensul ăsta, dar nu venea de acolo, izuira altul. Eu fusesem în PNL... Am plecat din PNL și am făcut PLD-ul, apoi PDL-ul. Ia că acum suntem înapoi în Partidul Național Liberal, dar Marele Partid Național Liberal. Și atunci ei câte o împunsătură. Dacă m-aș poticni pentru aceste înțepături, asta este viața, mergem înainte. Dar 22.000 de turiști erau la un moment dat în Suceava. După aia au venit. Pentru că foarte mulți și eu mi-am... Vorbim la turismul ăsta de familie. Ceea ce va trebui să promovez eu și echipa mea în perioada următoare. Pentru că una e la pensiuni, foarte bine, dar sunt foarte multe gospodării țărănești care se pretează în Bucovina să primească turiști. Da. De exemplu, ce cred eu că trebuie să promovăm, parteneriatul de familie. Vin la mine 3 zile, vin la tine 3 zile și stau. Acest lucru nu neapărat între satele vecine, cum se mergea la noi la Hram. Da. Ci între județe sau vin din Banat și merge. De ce nu? Sau din Germania și te duci și tu în Germania, că acolo e mai scump dacă te duci pe banii tăi, dacă te ține neamțul. Da, tai o găină de lângă casă, mai rezolvi ceva și în felul ăsta parteneriatul de familie trebuie încurajat. Nu toți au bani să meargă prin agențiile de turism. Sunt unii țărani care ar putea să beneficieze de acest parteneriat acum, de familie fără scos, să cheltuie niște bani. Ați scos din tolbă și dumneavoastră acum parteneriatul de familie. Da. Vreți să bulversați județul întreg? Nu. Țin mult la pensiunile turistice să fie pline. Da. Dar sunt unele familii care poate n-au bani. Ce s-ar naște? Poți să vină un neam să stea 7 zile la tine, îl ții de mâncare și te invite și el la el și vezi și tu Germania, că altfel greu să o vezi, că e cam scump. E posibil, domnule președinte? Dar se întâmplă deja, nu că e posibil. Noi trebuie să-l încurajăm, pentru că eu privesc lucrul ăsta ca ceva care să-i facă bine omului, în primul rând. Nu neapărat business, îi face bine omului. Dacă ți-ai luat copiii dumitale, 2 copii, și îi ții o săptămână undeva, nu visau ei să vadă Paris sau nu știu ce. Dacă ții un francez aici pe ouăle de la găinile tale, laptele, și el îți dă un contraserviciu să stai în Franța o săptămână și n-ai putea niciodată, că e scump de stat, decât în felul ăsta, nu vi se pare ceva interesant? Ia ca una dintre marele provocări ale viitorului, asta va fi. Să știți. Asta va fi. Și încă un titlu, după aceea trecem la editorialul semnat de Tiberiu Avram, pedelistul Gheorghe Flutur, deci înainte de nume nu era nici președinte, nici senator, nu era pedelistul. Așa. Gheorghe Flutur, a aruncat cu bani de Paște. S-au referit niște la o anumită sumă, 1 milion de lei, parcă nu... 1 milion sau... Nu mai țin minte la da. Ce... 644.615 lei fără TVA. Era vorba, de fapt, de publicitate.
Bun, dar fără publicitate, cum îți vin turiștii în, da, Bucovina? Da. Nume buni. Bun, dar da, titlul. Bun, titlurile uneori, sigur, mă uit la ele, sunt atent, sunt sensibil, poate că trebuie să explic mai mult, dar și fără să-ți caute cineva pricină, nici nu te simți bine, adică... Aici n-ar fi spune, în elementul dumneavoastră. Aș spune aici că încă am scăpat ieftin față de criticile care erau ce căutam la Ierusalim. Am vrut doar să spun ceva despre marea binecuvântare pe care am primit-o la Ierusalim. Deci, odată că am stat de vorbă cu Patriarhul Ierusalimului, Teofilos al III-lea, de fiecare dată, al doilea, am fost în delegația oficială și am vizitat mănăstirea Sfântul Sava, cea mai aspră mănăstire de călugări din lume, în pustiu, în deșert. Am fost pe Valea Erihonului, la Marea Moartă, și am fost la așezământul românesc de acolo. Am fost la biserica și la casa Vameșului Zaheu. Domnule Chidovăț, când ești acasă și citești o rugăciune sau ceva și auzi de Vameșul Zaheu, e ceva abstract. Da. După ce m-am întors de acolo și când citeam o rugăciune sau auzeam într-o slujbă despre asta, imediat făceam legătura cu Dudu Vameșului Zaheu, cu biserica, cu faptul că m-a prins vineri seara și am participat la slujba de prohod slujită de niște preoți greci, deja eram în lumea aceea. Iordanu, toate lucrurile astea altfel îți vorbesc după aceea când te rogi. A fost o mare binecuvântare pentru mine de fiecare dată și cel mai așa un lucru de ușurare a fost această parcurgere a drumului crucii. Foarte mulți și mai ales vineri, că ajungeam vinerea, și vizitarea grădina Ghețimanilor, mănăstirea, adormirea Maicii Domnului, mormântul Maicii Domnului, sunt istorie a creștinătății, a credinței noastre, te cutremură, te duci, te închini și nu poți să vorbești în cuvinte. Când te uiți la măslini, la grădina Ghețimanilor, la acele tulpini de un metru jumătate tulpina și au niște rămurele și acum, da, și te gândești la istorie, la 2000 de ani, la Valea Judecății de apoi, ce poți să spui? Te încarci? Contempli, te gândești și mulțumești lui Dumnezeu că ai ajuns și tu acolo. Prinzi puteri și vii acasă, da, la muncă. Așa este, da, așa este. După, și mă întorc la prima ediție a acestei manifestări, Paște în Bucovina, ulterior au apărut acele articole în presa centrală, în primul rând, răutăți, chicotel și așa mai departe. Domnul Tiber Avram, redactorul șef de la Monitorul de Suceava, a scris un editorial intitulat Bobârnacele lui Flutur. Ca o concluzie la ceea ce a văzut el după reacțiile din țară, în special, și la reacțiile la dumneavoastră. Primul efect a fost numărul mult mai mare de turiști care ne-au vizitat județul, comparativ cu sărbătorile de Paști din anii trecuți. Ei, asta a deranjat. A deranjat oameni politici importanți și afaceriști vânoși, ale căror interese economice sunt în cu totul alte zone decât în Bucovina. Ați văzut ce a urmat apoi. Vreo două zile de dezbateri tâmpite legate de lumina pe care a adus-o Gheorghe Flutur de la Ierusalim. E oficială sau nu? Adică lumina adusă de la mormântul sfânt poate fi neoficială. Nici măcar după ce Patriarhia a precizat foarte clar că nu se poate vorbi de lumină neoficială, că nu mai e oficială, că nu e mai oficială cea adusă de Patriarhie decât cea adusă de Flutur. Clevetitorii au continuat să-și facă numărul. Tocmai ce discutam, câtă patimă negativă a stârnit acest demers. Gheorghe Flutur anunțase cu două luni înainte că va aduce lumină de la mormântul sfânt cu binecuvântarea în al preasfințitului Pimen. Două luni nimeni nu a zis nimic. După Paște au sărit toți. De ce? E faptul că ca reacție, ca rezultat, ceea ce avem zeci de mii de turiști în Bucovina. Ce mai interesant spune? Paștele în Bucovina
Așa, explicația este simplă. Nu se așteptau ca acest program, Paștele în Bucovina, să aibă un asemenea succes, chiar dacă ne referim doar la impactul mediatic și mai ales la turiștii atrași. Și așa cum spuneam, asta a deranjat. Ca urmare, mai multe ziare centrale au cerut corespondenților din Suceava să caute subiecte negative despre Gheorghe Flutur și, în ghilimele, acoliții lui. Nu contează ce de rău să fie. Nu-i plâng eu de milă lui Gheorghe Flutur, dar mă deranjează ca sucevean că o astfel de campanie este solicitată după ce un proiect turistic pe care l-a inițiat a fost încununat de succes. Dacă acest proiect s-ar fi derulat pe Valea Prahovei sau la malul Mării Negri, probabil totul ar fi fost în regulă. Dar să ia Bucovina din turiștii celor două zone este prea de tot. Iar tupeul acesta trebuie pedepsit. S-a Am simțit și eu o invidie a celor de pe Valea Prahovei, chiar un zâmbet fals a unor colegi de-ai mei, care aparent spuneau bravo pentru ce ai făcut, dar era nu sincer, nu credeau în astfel de proiecte. Eu am să încerc să nu comentez acest lucru. Eu am fost un simplu mijlocitor, că așa am gândit, Dumnezeu m-a ajutat. Cei care au fost, și le mulțumesc, au fost reprezentanții Bisericii Ortodoxe cu mine, părintele Stareț de la Putna și părintele Cătălin Axinte, colegi de drum într-o peripeție superbă și care n-am să uit niciodată. Și dacă am avut această posibilitate să fiu părtaș și să am această idee, eu zic o idee normală, firească, uitându-mă ce fac și în alte țări, mie mi s-a părut corect. Dar, dincolo de asta, am observat ceva. De multe ori noi ucidem inițiativa sau pe cel care are inițiativă. Nu numai în domeniul ăsta. Pe mine asta nu mă face să renunț. Pentru că inițiative trebuie să ai în multe domenii. Și e nevoie de mult mai multă inițiativă ca să ieșim din sărăcie. E nevoie de inițiativă să vedem mai puțini oameni săraci, dacă se poate deloc. Atunci va fi bine. Dar doar să fii gică contra și, apropo de gică, și să nu fii de acord cu nimic ce se întâmplă bun, dar să n-ai soluție alternativă, lăsați-i să vorbească, cu asta rămân. Nu m-a deranjat absolut deloc. Da, pentru că ajungem la administrație. Și tot rămânem aproape de turism. Ați menționat la începutul anului 2012 așa un bilanț al anului 2011 pe mai multe paliere, 10 capitole cu realizări. Rămânem un pic în zona, în zona turismului. După ce ați menționat cele patru, da, proiecte înregistrate, dacă nu mă înșel, da, deja la OSIM, domeniul schiabil, ați arătat la vremea respectivă, al județului a ajuns la 15 kilometri de pârtie. E puțin. Dar pentru că pârtia, adică, de la Gura Humorului s-a întâmplat în perioada mea, pârtia de la Câmpul Lung, tot în perioada mea, din păcate, da, nefinalizată, începusem un alt proiect nou la Vatra Dornei, cea de la Mălini, dacă vă amintiți. Sucevița a început, s-a poticnit pe regimul de proprietate. Însă e puțin pentru zona noastră. Bun, dar e cea mai mare lungime din țară, la vremea respectivă era. Da. Numai că ce cred eu că va trebui să facem în continuare este să finalizăm urgent Câmpul Lungu și să deschidem masivul Călimani. Acolo, la 1500 de metri altitudine, pe versant nordic, zăpada stă cel mai mult din an. Dar drumul de la Bilbor, pentru că l-am făcut 22 de kilometri, mai sunt 8 de făcut, ca să deschidem legătura dintre Harghita și Vatra Dornei, prin pasul Bilbor, să ajungem la domeniul schiabil de acolo. Deci asta va fi una dintre probleme care trebuie să luăm foarte serios în seamă. Însă, probabil că lumea va aștepta primele mișcări. Vă spun că va trebui revigorat și eu voi face acest lucru, garantat, turismul. Adică, cum? Asociația de turism, bun, trebuie chemată partener la dialog și să aibă birou în Consiliul Județean. Eu mă văd foarte implicat în asta. Pentru că trebuie să participe... Turismul nu stinge becul peste săptămână, asta e foc continuu. Da. E una din industriile, bun, de bază a acestui județ. Există posibilități, există bani, și, există... Păi, bun, cât există, că județul... dar dacă ne implicăm, îi căutăm. Pentru că împreună cu ei va trebui să cerem ministerului: declarați-ne zona Bucovinei, zonă pol de dezvoltare turistică. Fălticeniu,
trebuie și el să intre în stațiuni. Poartă de intrare în Bucovina trebuie intrat obligatoriu cu Văldigeniu, cu muzeile, cu acea cultură de o densitate fantastică în acest mare proiect. Apoi, transfrontalierele va trebui să jucăm un rol mult mai puternic cu Ucraina și cu Republica Moldova. Drumul lui Ștefan cel Mare, traseele lui, trebuie să le punem în mișcare. Mocănița, trenul Regelui și ce mai avem. Cine sunt beneficiari? Asociația de Turism. Păi ei trebuie să pună cărbuni în locomotivă să funcționeze. Bun, dacă cineva nu-i asociază... Sunt dispuși. Stați puțin, dar atunci nu le vin turiști, dacă nu. Da. Pentru că nu poți să le faci doar cadou. Aici e muncă de convingere acum. Exact. Dar mai e ceva. Gastronomia. Deci dacă tot avem produse tradiționale și județul Suceava, mi-aduc aminte că avea în registru, în catalogul național de produse tradiționale, vreo 97 de produse tradiționale omologate, cu rețete speciale. Păi haideți să le facem reclamă în pensiunile noastre, să mănânci caltaboș de Bucovina, dulceață de zmeură de vatra Dorne și așa mai departe. O mâncare coreană. Astea, sau știți cum spuneam eu, făceam câte un festival și mirosea guviz de te dădea pe spate. Păi unde-s produsele tradiționale? Cumva, aici trebuie să fim mai exigenți în această chestiune. Și mi-a plăcut, dar a cam dispărut. Asociația Produs în Bucovina, când am asociat vreo 70 de producători, și într-o zi mă trezesc, președintele zice de Asociației Produs în Bucovina, domnule, am găsit doi care au venit la tarabă cu produse cu euri, cu fel de fel de coloranți din import. Și m-au întrebat ce să fac cu ei. Fă ședință și dă-i afară, exclude-i din asociație, domnule. Produs în Bucovina nu-i cu euri. Dar dacă nu o să și ieși și public și spune, i-am dat afară, ca să vadă populația care consumă că există exigență, o să vă tolerați și mâine, poi mâine o să vindeți ceva din China și o să spuneți produs în Bucovina. Și nu este în regulă. Deci fiți foarte exigenți cu ceea ce produceți voi. Să aveți un filtru. Și aceste lucruri se întâmplau. Eu știu că se întâmplau și ne întâlneam acolo unde era Casa Prieteniei destul de des și discutam problemele lor. Destul de des. Da, am primit un mesaj, mă rog, adresat direct. Domnule Chidovesc, vreau să transmiteți tuturor sucebenilor că o secundă în prezent este infinit pentru viitor, dar în mite 4 ani avem experiența celor 4 ani care au trecut. Vezi centura, toate drumurile județene distruse, nimic, nimic, nimic. Îți trebuie doar ochi ca să vezi cum e mai bine. Ce trebuie să știe sucebenii? Dacă nu votează Gheorghe Flutur, că Bucovina pierde, că Bucovina pierde, nu președintele Flutur, și asta s-a văzut, domnul Adrian. Sunt mai multe, eu știu, vreo 20 de mesaje. Bun, dar se referă doar la de centură, campanie electorală. Exact, da. De campanie electorală. În logica de campanie. Adică lumea vrea să știe ce se întâmplă cu o anumită lucrare, cu un anumit drum, dar nu ne-am propus chiar să Eu, să întorcându-mă la promovare, uitați-vă de exemplu, m-am gândit... Unul dintre proiectele care va trebui tot pe partea de turism să fie această Bucovină tradițională. Unii din colegi mi-au zis, stați domnule, dar există și Bucovina netradițională? Nu, dar vrând nevrând modernismul e un fel de dușman al tradiționalului, da? Și atunci, dacă tot îl am pe tradiționalul de la Bilca, că e vorba de curelărie, pielărie, fac opinci, fac prosoape... Aici va trebui să ne aplicăm mult mai mult. Sunt proiecte europene, dar putem să aducem și mai mult. Am avut nu de mult și s-a transmis pe televiziuni balul gospodarilor din Botoșana, de la mine din sat. Să vezi 1200 de tineri cu costume populare, care din care mai frumoase, țesute de mamele lor. N-am să uit niciodată, mama mea, eu așa m-am trezit acasă cu stative în casă, război de țesut, când mă trezea din somn că bătea vătala. Și mă făceam și eu țevi din alea, că așa era vremea atunci. Da. Și acum să încurajăm gospodinele de la țară să facă costume populare. Deci se poate. În câteva zone am făcut lucrurile astea și îmi crește inima de bucurie. Asta va trebui să fie o prioritate, Bucovina tradițională. În alte părți nu mai există. Există doar albume, uite pe aici bunicii noștri făceau nu știu ce. La noi, din fericire, mai avem aceste capete de ață, capete de pod care știu și meșteri în lemn, și în pielărie, și femei gospodine. Bun, dar și trebuie să le folosim. Pare trebuie să aducă și venit, domnule președinte, pentru că e drept, vorbim despre pensiuni, dar ca să ai un bucătar bun,
da, destoinic, trebuie să-l plătești. Adică suntem pregătiți noi pentru așa păi ceva. Ca adică să-l plătești, trebuie să-ți vină musafiri, trebuie să-ți vină turiști care să-ți fie încântați de asta. Când noi organizam acele evenimente, țineți minte, când am adus aproape 100 de ambasadori în Bucovina ca să o promovăm, că mulți au uitat și am făcut noi la gura humorului, ci nu credeau. Deci acolo a fost ceva șoc și erau de pe toate continentele, le traduceam. Când mergeau cu mocănița în acel sătuc tradițional și veneau urătorii. Am făcut acolo o regie, să vă spun, o picanterie, o glumă, adică o glumă. Ce am făcut? I-am urcat în niște căruțe frumos împodobite pe ambasadori, cai frumoși, mergeau spre satul de vacanță din Ariniș, acolo erau festivaluri. Lemnarea am transmis noi pe postul public de televiziune. Și la un moment dat vine mocănița și ei trebuia să stea la barieră. Dar mocănița avea trei vagoane, un vagon de urși, unul de capre și unul de urători. Și ambasadorii nu înțelegeau ce li se întâmplă, ce e asta. Până ce le-am explicat, tradiții populare. S-a scris foarte mult despre treaba asta. Asta a însemnat reclamă uriașă pentru Bucovina. Țineți minte când am adus 200 de jurnaliști, Federația Internațională a Jurnaliștilor din Turism, din toată lumea. Și am dus pe Bistrița cu plutele. Am oprit apa la Ciocănești și când am dat drumul cu plute și rugam salvamontiștii ca să fie atenți și le-am dat găleți cu păstrăvi ca să populeze Bistrița cu pește. Băi, uită vreodată ce a fost acolo? Niciodată n-o să uite. Și când i-am oprit și tăia cu în trașcă lemn, trașca-i ferestrou ăsta vertical, ăla de pe vremuri. Și tăia scândura în trașcă și să uitau ei, așa ceva n-au mai văzut. Deci sunt lucruri care poate că n-am știut să ni le vindem așa cum trebuie. Astea toate atrag turiști. Drumul lemnului, un proiect pe care eu l-am inițiat și am spus, sunt inginer silvic, de la sămânța de brad până la Stradivarius, că lemnul de rezonanță din viorile de la Viena, din munții de la Moldovița vin, din lemnul de rezonanță de aici. Hai să facem acest proiect, drumul laptelui. Sunt lucruri care ne aparțin nouă. Noi nu trebuie să importăm chiciuri sau ceva care nu e a noastră. Că doar nu o să fac festivalul harbuzului în Bucovina, că n-am harbuz aici. Da. Eu fac ce se potrivește, nu? Mărul de la Fălticeni. Nu în vremea mea să dau drumul la târgul mărului de la Fălticeni. Da. Eram ministru atunci. Da. Referitor la păstrarea tradițiilor, că ați menționat că există fonduri pentru fonduri europene pentru, nu știu, chiar și ateliere meșteșugărești, tot mă întorc la Adâncata, la un primar destoinic, primar al dumneavoastră, ca să spun așa, pe linie, așa, pe fire politică. Deci există el este cel care conservă ceea ce de fapt trebuia să conserve întregul județ. Exact. Bietul și acolo, dragul meu primar Cucu conservă acolo. Da, da, și are vreo atelierul, deci făcut pe bani europeni, vreo 5 războaie, se cos costume tradiționale naționale, chiar și am văzut țoale din cordelușe, cu reluși, pardon, așa, cum spune. Deci, țoale de petice. Da, sau de petice, cum depinde cum spune. Deci, mi-a plăcut. Da, da, da. Mi-a plăcut. Și mie îmi place. Și cum să nu-l ajuți pe primarul care vrea așa ceva? Dar câte zone nu trebuie valorificate în felul ăsta? Mă aduc aminte la Hora Bucovinei. Haideți să vă spun cum s-a născut proiectul Hora Bucovinei, pentru că iară e ceva foarte, foarte frumos. Normal, după Sfântul Gheorghe, începe urcatul oilor la munte. Da. Deci oamenii le țin acasă pe iarnă și după aia le adună și le dau la ciobani, fac măsura oilor să știe cam câtă brânză să le dea peste vară și e ceva care în toată țara românească se sărbătorește, urcatul oilor la munte. Am gândit acest lucru la Frasine, aici, la interferența muntelui cu dealul, cu așa ieșirea spre Șes, spre podișul Sucevei. Și când am organizat prima dată evenimentul, dacă țineți minte, cum veneau călări din patru părți în Frasene, în intersecție. Și dinspre Vama, și dinspre Stulpicani, și dinspre Gura Humorului, și dinspre Bucșoaia, dinspre apă.
Și am făcut noi acolo hora Bucovinii. Oile le-a predat la ciobani și la baci și au urcat cu ele pe munte. Și cei care, gospodarii care le-au ținut peste iarnă, petreceau. Ei, hora Bucovinei, după aia am mutat-o în tabără ca să distreze, cu fanfarele alea puse în foișor. Ce era foișorul? Era locul unde la țară și aș vrea să mai facem strânsura, zona de unde veniți și dumneavoastră. Eu m-am trezit cu asta și la Botoșana și la Arbore cu strânsura. Da. Muzica pusă sus ca să nu poți comanda la ea, dat cu păcură pe stâlți ca cei care au luat o țuică în plus să nu facă scandal la muzică. Da. Și acolo să cântau de toate. Mâncarea era trasă pe stipete cu o fânghie. Da, exact. Am făcut asta la hora Bucovinei. Dar cel mai frumos lucru care mie mi-a plăcut a fost tablou costumelor populare. Da. Când au venit bundițile cu dihori, când a venit straja, când a venit ansamblu Colomeica celor de la Siret, polonezii de la Solonețul Nou, păi asta e Bucovina adevărată. Și când s-au încins horile alea care s-au încins, asta e hora adevărată a Bucovinei. Nici nu trebuie să faci regie. Dacă tu crezi în povestea asta, nici nu-ți trebuie un regizor. Țineți minte că s-o fac cu stânile alea, cu concurs de tuns oi și așa mai departe. Până la urmă, ce sunt astea? Sunt lucruri care în lumea reală se întâmplă. Oamenii trebuie puțin organizați. Asta e valabil și când facem drumuri și șosele de centură, trebuie puțin organizați. Dar și la distracție știu să se distreze, dar o țară organizați nu străcă. Nu strică, am înțeles. Pentru că am, pe parcursul acestei emisiuni, am vorbit despre mai multe inițiative inedite, chiar în premieră la nivel național. Punctez, mă rog, e separat de acest sector turism, da? Punctez pentru că am văzut un reportaj în care principalii eroi erau copii de la Mănăstirea Bogdana. Și la vremea respectivă, nu mai știu în ce an, 2011-2010... În 2011, parteneriatul pe care l-am făcut stat eu biserică, cu parteneriatul stat-biserică. La nivel, deci... Îl voi continua. La nivel național. Eu trebuie deci să spun la un post de televiziune național. Eu chiar vreau copii... să știți că acest parteneriat l-am făcut în înțelegere cu Părintele Patriarh Daniel, îi mulțumesc pe această cale, cu Înaprea Sfințitul Pimen și Părintele Iustin de la Mănăstirea Bogdana. Atunci când am externalizat, Consiliul Județean se ocupă de asistența socială prin Direcția de Asistență Socială și 105 copii i-am dat Fundației Mănăstirii Bogdana și măicuțele de acolo i-au preluat să aibă grijă de ei. Sigur că am ajutat construcția acelor spații și modernizarea lor la intrare în Rădăuț, în partea dreaptă, o zonă foarte frumoasă și niște clădiri impecabile. Acei copii, am fost și am stat de vorbă acum cu Părintele Iustin, sunt premianți la fel de festivaluri, de pictură, de cântece, de colinde. Sunt copii de la Casa de Copii care sunt îngrijiți de biserică. Ce cred eu? Că biserica, pe lângă faptul că este stâlpul credinței, ne ducem, ne rugăm, stăm de vorbă, trebuie să aibă un rol social mult mai important, adică să aibă mai multă grijă de necăjiți. Dar statul trebuie să le dea pârghii. Adică ce am făcut noi atunci, la prețuri mai mici decât cheltuiam noi, am făcut contract și Consiliul Județean și acum funcționează așa și Fundația Mănăstirii are grijă de copii cu mai puțin bani decât avea statul. Corect. Domnule președinte, pentru că ne apropiem de final, am început cu cel care mâine este sărbătorit, 23 aprilie, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Nu neapărat să facem... Și este patronul Sucevei, orașului Suceava. Corect. Știți când am făcut intrarea, când am adus steagul Sfântul Gheorghe și intrarea cu cai albi în Suceava? Un alt eveniment superb care a fost. Vedeți? Tot au fost jalonate anumite... La Mireuț? Aici? Da. Jalonate. Nu neapărat pentru comparație, pentru că ați punctat, v-ați ferit de acest lucru la începutul dialogului nostru. Pentru ceea ce faci, ca sub formă de pildă, aș spune eu, chestiunea asta, însuflețirea, încrederea, credința, sacrificiile, nu sunt întotdeauna răsplătite pe măsură. Ce faci?
domnule președinte. Merge înainte. Deci eu sunt de părere că nu trebuie să aștepți mulțumită acum. Bunica mea, Dumnezeu s-o ierte, spunea: Georgică, dragă, fă binele și aruncă-l. N-aștepta mulțumită. Fă binele și aruncă-l. Dă-l. Nu te uita dacă te aplaudă, dacă îți mulțumește cineva. În sensul ăsta. Deci eu cred că dacă toți suntem la o emisiune altfel, nu trebuie să aștepți acum. Pentru că eu văd că sunt lucruri care sunt recunoscute peste ani. Nu sunt recunoscute atunci. Eu am trăit momente când în satul meu eram mai puțin crezut decât în altă parte. Eu. Când în județul meu am fost mai puțin crezut decât în altă parte. Asta nu mă împiedică să mă duc în mai departe. Pentru că trece vremea, lucrurile rămân și dacă le-ai făcut de bună credință și vă rog să mă credeți că nu vreau, cum spunea cineva, mă dau cu ulei pe față să mă vadă lumea că postesc. Era o glumă în popor. Da, da. Nu. Dar dacă am făcut câteva evenimente și v-am spus cu lacrimi în ochi, dacă v-ați uitat la mine, despre clopotele din ziua de Paști când le tragi sau când ciocneam ouăle sau când băteam toaca, am crezut în ele și dacă Dumnezeu m-a dat șansa să fiu, să conduc un județ și să organizez la nivel mai mare, să vadă și niște copii care nu mai văd aceste obiceiuri, că nu mai sunt. În multe localități nu mai sunt. Eu cred că era obligația mea. Eu n-am făcut ceva nemaipomenit și vreau aplauze. Dacă tot am fost ales și din filmul ăsta, că dacă zice, vii din America și spune, îl plătim 4 ani să fie președinte, nu poți aștepta. Dar dacă te naști de aici, din Bucovina, și vreau să fac o paranteză aici, satul meu și multe sate de aici din Bucovina vin deloc din Ardeal. De exemplu, eu după tată vin din Ilva Mare și după mamă din comuna Șanț, din Bistrița. Mi-am studiat originea. Simt că am o obligație mare să mă duc să-mi caut urmași. I-am căutat, deci, înaintași. Da. Să văd rădăcina. Hai. Cum? Bunicul îmi spunea mie că umblau la hram. Pentru că acum 5-6 generații în urmă se știau de neamuri, încă după aia au dispărut. Da. Se știau de neamuri. Prea puține știm despre aceste lucruri. Și am această obligație, mă trage ața, să văd de unde vin. Și cred că în mandatul meu o să încerc să pun în mișcare. Și ea ca unul din marile proiecte care va trebui, va fi și drumul care leagă Bucovina, drumul vechi cu Ardealul, pe Valea Someșului. E vorba de Coșna, Grădinița, care merge pe Ilve. Pe acolo venit. Am studiat. Foarte interesante sunt lucrurile. De m-ați provocat. Bun. Și eu sunt bucuros la o altfel de emisiune. Cred că am fost mai puțin încrâncenat, că mulți îmi spun, bine, mai fi așa încruntat la televizor, omule. Da. Ce să fac eu dacă pun așa suflet în toate? Am încercat să stau cu fruntea mai descrețită. Corect. Vom... Sperăm să nu avem neapărat frunțile încrețite și în perioada de campanie electorală, dar acolo și eu îmi doresc va și trebui propun. Să spunem sau să spuneți anumite lucruri, pentru că, mă rog, ceea ce ați prezentat, ceea ce doriți să faceți, presupune și o muncă, pe parcurs să corectați anumite chestiuni. Evident, am mai punctat, nu vreau să mă mai întorc, este un alt stil de muncă. Acum, cine dorește să se, nu neapărat încoloneze, să contribuie, da? Cu același efort, să contribuie cu același efort, e bine poate pentru așa toți. Așa este. Eu lista mea am completat-o, am echipa, încă sunt unii care n-au încăput, dar o să fie tot în echipa mea. Adică pentru stilul ăsta de muncă sunt adepți. Da. Chiar dacă așa unii spun, mă, cu fluturi e mai greu, că cere cam mult. Să nu cadă din căruță, să nu pice prin căruță. Fiindcă e vineri seara și așa suntem la început. Doar atât ca să vă spun, înainte de a veni în emisiune, era finalizate toate depunerile de candidați în toate localitățile județului Suceava a Partidului Național Liberal. Deci am finalizat. Ați finalizat. Da. N-a fost ușor. O echipă de oameni de excepție la care vreau să le mulțumesc și celor care au avut încredere să intre în echipa noastră. Dar să știți că 2131 de oameni care au intrat pe liste de consilieri local, județeni și primari e o armată. Da. Într-un minut, ce ați răspunde la această întrebare pusă pe ecran?
în titlu, ce a schimbat Gheorghe Fluturi prin, cum am spus eu, lucrările sale? Într-un minut, doamnă președinte. Nu vă... Cred că, fără să fiu lipsit de modestie, aș spune așa, se poate. Se poate dacă tu crezi în ceva, într-un proiect al tău. Și poate fi promovată Bucovina și trebuie să recuperăm. Eu cred că am făcut încă prea puțin pentru cea mai frumoasă provincie a României. Alții, dacă ar avea-o, cred că ar face și mai mult. Mulți și-ar dori și eu invidiază că nu au. Tocmai pentru că o avem, trebuie să facem mai mult. Și când spun Bucovina, spun întreg județul Suceava. Asta cred eu și n-am făcut singur, am făcut cu echipa. Totul e să vii din povestea asta, să crezi în ea și cu atât mai mult dacă vii din povestea asta și pui în aplicare, cred că este un lucru sănătos și îi obligă și pe alții să facă. Da. Eu vă mulțumesc pentru participare. Și eu mulțumesc. Ne vedem după sărbători. La mulți ani pentru mâine, pentru toți Gheorghe și Georgianele din județul Suceava, din România. Pentru cei cu nume de floare, duminică, un Paște fericit la toți sucevenii, la toți românii. Pace și lumină în suflet. Și dumneavoastră celor care m-ați găzduit, încă o dată felicitări pentru modul cum ați organizat această emisiune. Eu vă mulțumesc pentru apreciere, domnule președinte. Ne vedem în campania electorală, acolo unde va trebui să mai ținem mai dins puțin dialogul. Da? Atât pentru astăzi, doamnelor și domnilor. Rămâneți cu știrile Bucovina TV, prezentate de Oana Cocoș. Numai bine!